Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Din acest an, localitățile din Republica Moldova primesc bani pentru drumuri în funcție de numărul locuitorilor. Puțin peste 100.000 de lei la 1.000 de persoane. За последние годы дороги в Молдове стали лучше. Об этом говорят и наши соседи из Румынии и Украины, когда приезжают в гости. Până la sfârșitul lunii octombrie vom avea 1.210 km de drum reabilitați în proiectul drumului bun pe care pe tot teritoriul Moldovei, de care pot beneficia toți locuitorii Republicii Moldova. Nu și glut, du-te la vot!